Stăm înaintea Domnului și în această dimineață. Așa este sfârșitul anului, mai sunt câteva zile, dar aș dori ca în ziua de astăzi Dumnezeu să fie Cel care să lucreze la toate cauzele care s-au adus în această dimineață. Dacă este un om pe pământ care a avut o agendă încărcată, eu cred că mă înțelegeți ce spun când este vorba de o agendă, cu lucrurile planificate, cu tot ce are de făcut, nu este nimeni care să fie avut o agendă mai încărcată ca Mântuitorul, ca Domnul Iisus Hristos. Eu cred că n-a avut un carnet, așa, o agendă pe care să scrie, nu. Dar el deseori, ziua, propovăduia Evanghelia, vindeca, tămăduia, da hrană celor flămânzi în cazul înmulțării pâinilor. În două rânduri s-a repetat. Și așa mai departe, iar noaptea nu avea o cameră unde să se odihnească de multe ori, așa cum a spus ucenicilor care l-au venit la el ca să vadă unde locuia, așa zice, fiul omului n-are unde să-și plece capul. Când în pustie petrecea în rugăciune, când în grădină, când afară din cetate. Deci Domnul Iisus Hristos este Cel care a făcut lucrul acesta pentru ca noi în ziua de astăzi să stăm liniștiți, să venim înaintea Lui, să-L slujim și să ne bucurăm de mântuirea care ne-a adus-o El. Aș vrea din câteva capitole să amintesc din Evanghelia după Ioan și vom termina cu vindecarea orbului, vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Imediat după botez a Domnului Iisus Hristos își alege ucenicii. Și aici o să ne dăm seama de călătoriile și de activitatea Mântuitorului care a făcut-o și o luăm numai din primele 4 capitole din Ioan. Sau 5 capitole, așa, începutul lui 5. După botez și a ales ucenicii, odată ce a ales ucenicii, botezul și ucenicii îi găsim în Ioan capitolul 1, aici nu dă cu numele, dar în capitolul 2, primul lucru și primul semn care l-a făcut Domnul Iisus Hristos este la nunta din Cana Galilei. Așa. De la nunta aceasta, în Cana, Cana era o cetate a Galilei. Din Cana, din Galileea, în capitolul 2, de la versetul 1 la 12, spune în versetul 12, 2, 12, după aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama și frații lui. Așa, frați cu mama, frații și ucenicii lui și a rămas acolo multe zile, în Capernaum. Dar din Capernaum, citim versetul 13, era un praznic al iudeilor în Ierusalim și Domnul Iisus Hristos se duce din Capernaum la Ierusalim. Distanța dintre Capernaum, Ierusalim, 144 de kilometri. Nazaret, Ierusalim, 112 kilometri. Eu nu știu, nu au avut mașini și nici avioane. Au trebuit zile sau săptămâni sau luni ca să parcurgă, oprindu-se. Și în călătoria aceasta spre Ierusalim, ajunge în Ierusalim și intră în templu. Și de la versetul 13 ne arată cum izgonește din templu pe cei ce nu făceau ce trebuia să se facă în templu și le-a spus că casa aceasta se va chema o casă de rugăciune. Și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar sau o casă de negustorie și îi scoate afară. Tot în Ierusalim, în capitolul 3, stă de vorbă cu Nicodim, cu acesta. Și după zilele care le-a petrecut în Ierusalim, începe din nou să ia drumul acum din Ierusalim spre Samaria.
spre Galileea. Și în drumul lui, trecând prin Samaria, Samaria era regiunea cuprinsă între Ierusalim, între Iudeea și Galileea și nu aveai pe unde trece decât prin Samaria, el a trecut prin această regiune și aici citim din capitolul 4 că Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu femeia samariteancă și s-a făcut în Samaria aceea mare trezire a Samariei, din Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Vă imaginați, 100 și ceva de kilometri încoace, a stat câteva zile la templu, așa, în Ierusalim, așa s-a întors înapoi în Galileea și nu după multe zile. Iată ce se întâmplă când ajungem în Galileea, ne apropiem de cuvânt. În versetul din capitolul 4, în versetul 43, după aceea, aceste două zile, Iisus a plecat de acolo să se ducă în Galileea. Căci el însuși spunea că un proroc nu este prețuit în patria sa. Și spune versetul, când a ajuns în Galileea, uite cum l-au primit galileeni. Zice, când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuseră la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. La praznicul acela au fost mulți din Galileea. Și văzând tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos, cum a intrat în templu, cum a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, cum a scos afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu și le-a spus casa aceasta se va chema o casă de rugăciune, și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Când a ajuns în Galileea, ne spune cuvântul căci galileienii aceștia l-au primit bine. Dar apare ceva. Și toate acestea sunt trecute, să spun așa, dacă vreți, în agenda Mântuitorului. Călătoriile, opririle, predicile, vindecările, tot ce a făcut sunt cuprinse, dacă vreți, să numim așa, în agenda lui. Așa. Iisus s-a întors din Galileea, unde prefăcuse apa vin, în Capernaum. În Capernaum. Așa, Capernaum, 144 de kilometri de Ierusalim. Nazaretul, 112. Hai să zicem, din Nazaret în Capernaum e diferența, de la 112 la 120 la 144. E diferența aceea mică. Dar în Capernaum, în cetatea aceasta, era un sutaj, un slujbaș, nu sutaj. Era un slujbaș și slujbașul acesta a aflat că Domnul Iisus Hristos s-a întors din Ierusalim în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să-i tămăduiască pe fiul său care era pe moarte. Ne apropiem de cauză. Prin aceasta vreau să spun că întotdeauna sau aproape întotdeauna sunt cei care au adus cauzele înaintea Domnului Iisus Hristos. Dacă au putut să-i ducă la el, i-au dus. Dacă nu au putut să-i ducă, i-au spus, vino te rog, cum a spus Iair, așa. Dacă nu au putut să-i ducă, au spus, vino te rog. În cazul celor slăbănogului purtat de patru, prietenii lui l-au luat și l-au dus înaintea lui Iisus, așa cum facem și noi în această dimineață. Așa. Și i-a spus așa. Și Domnul Iisus le zice, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chim nu credeți? Îl întreabă pe slujbaș. Și slujbașul împărătesc i-a răspuns, Doamne, vino până nu moare micuțul. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, și iată ce îi spune, dar nu s-a dus. Nu scrie că s-a dus. Vino, zice, până nu moare micuțul. Așa. Până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Nici nu a fost nevoie ca să meargă până acolo. De data aceasta nu a rostit niciun cuvânt, cum a spus sutașul. Spune o vorbă și robul meu se va face bine. El l-a chemat, vino până când nu moare micuțul. Și Domnul Iisus se spune, du-te.
Fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și au adus vestea că fiul lui trăiește. Acesta este cuvântul lui Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos spune în dreptul unei cauze, rezolvare, vindecare, eliberare, mântuire, ceea ce rămâne pentru noi ca să facem asta să credem. Dacă omul acesta, slujbașul acesta, nu credea, numai dacă mergea Iisus la el, cum era pretenția lui Naaman ca să meargă Elisei, să-și pună mâna peste rană, să se roage și așa mai departe, poate că nu se vindeca. Dar el a crezut cuvintele care le-a spus și i-a zis, du-te, fiul tău trăiește. El a crezut, eu așa am citit aici. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus. Și când a crezut cuvintele, a și plecat de la el spre casă. Și în drum spre casă s-a întâlnit cu robii, unii din robii lui, și a spus că fiul său trăiește. Aș dori ca Dumnezeu să facă experiență din acestea în mijlocul nostru. Dumnezeu să fie cel care să ridice pe cel bolnav și să-l tămăduiască. Acolo unde oamenii nu spun că nu se poate, la Dumnezeu se poate. Acolo unde dă 3 zile, Dumnezeu poate să adauge 50 de ani de viață. Dumnezeu este cel ce face tot ce vrea în cer și pe pământ. Dar noi trebuie să mergem înaintea Lui așa cum ne învață cuvântul Scripturilor. Cu credință și cu recunoștință. După această vindecare a acestui fiu al slujbașului împărătesc, din Capernaum, imaginați-vă, vorbeam de agenta Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se îndreaptă din nou spre Ierusalim, alți 144 de kilometri. Pentru că spune versetul 1 din capitolul 5, deci capitolul 4, se termină cu vindecarea slujbașului împărătesc. După ce termină cu vindecarea slujbașului împărătesc, spune versetul 5, versetul 1 din capitolul 5, după aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. Din Galileea se duce din nou la Ierusalim. Deci drumul Galileea-Ierusalim, Galileea, Iudeea, Nazaret sau Capernaum, Ierusalim, era un drum frecvent pe care Domnul Iisus Hristos deseori și de multe ori a făcut călătoria aceasta. S-a oprit prin Betania, prin cetățile din prejurul Ierusalimului, s-a oprit în multe cetăți a galilienilor. Așa, dar de data aceasta spune cuvântul aici așa. În versetul 2 din 5, Ioan 5, 2, în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. De data aceasta, nu știu dacă a trecut altă dată la scăldătoare. Prima dată a fost la templu, când a scos și a făcut curățire în casa lui Dumnezeu, cum spunea el, în casa tatălui meu. Așa. De data aceasta se duce la această scăldătoare. Și în pridvoarele acelea, eu nu știu cum să mi le imaginez, cum vi le mai imaginați dumneavoastră, să fie niște culoare mari care duc la o piscină, la o scăldătoare mare, pe o parte, pe alta, în față, în spate. Nu știu, nu știu cum să mi le imaginez pridvoarele acestea. Dar ne arată Scriptura, căci, versetul 3, căci în pridvoarele acestea zeceau o mulțime de bolnavi. Așa cum sunt pe lista Lunelu, care ați văzut-o aici. Are o rubrică, să spun așa, o coloană cu bolile în general. Are una cu COVID, are una cu cancer, are una pentru copii, are una pentru altceva.
Imaginați-vă, în Ierusalim, în cele cinci pridvoare, se găseau o mulțime de bolnavi și arată, enumeră câteva din bolile care erau frecvente atunci, în vremea aceea. Fiți sigur că COVID nu a fost atunci. Dar poate că boli de plămâni au fost. De inimă, de ficat, care sunt frecvente, de oase. Și zice, în pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi și enumeră câțiva. Zice, așa, orbi, șchiopi, uscați și ar putea continua lista. Dar aceștia toți care erau aici bolnavi în pridvoarele acestea erau adunați cu un scop atunci. Pentru că spune în versetul 4 căci un înger al Domnului se cobora din când în când. Așa. Pentru că un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Nu știu, într-o piscină, în piscinile moderne de astăzi, ce ar trebui ca să faci ca să se tulbure apa? Păi după asta nu se tulbură. Poate că scăldătoarea aceea era zidită pe margini, iar pe fundul ei era pământul. Era pământ. Și când îngerul cobora și mișca apa, se făcea mișcare, apa se tulbura. Și zice Scriptura așa, și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală, orice boală ar fi avut. Ce ziceți? Dacă ați ști ceva pe pământul acesta, un loc ca acesta, cu bolile dumneavoastră, nu v-ați duce? Numai aici, cum am amintit și altă dată, cred că sunt câte 2000 de cauze, dacă nu mai bine. Ținând cont de caietul fratele Petrică, de caietul fratele Radu, nu știu cum îi spune, așa, de care are 400 și fratele Petrică are peste 1400. Și sunt 1800 plus celelalte. Liste, biserica din Logroniu și alte cauze se trec de 2000. Imaginați-vă dacă toți aceștia bolnavi ar fi prezenți. Ce mulțime de bolnavi ar fi. Nu știu dacă acolo au fost atâția, au fost mai mulți sau au fost mai puțini, dar ne spune Scriptura căci în pridvoarele acelea stăteau o mulțime de bolnavi care așteptau tulburarea apei, căci un înger al Domnului din când în când se pogora, tulbura apa și cel ce intra în scăldătoare, cel din tâi. Poate că erau mulți care, ca și cum ar fi sărit deodată, dar numai cel care atingea apa întâi se vindecă, celălalt ieșea din scăldătoare de bolnav. Asemenea, este și cu cauzele, cu rugăciunile care se fac înaintea lui Dumnezeu. Se face rugăciune pentru toate cauzele care s-au adus înaintea Domnului, dar nu toate se vindecă. Poate să vindecă unul, poate să vindecă 10, poate să vindecă 100. La baza vindecării este credința acelui ce crede sau acelui bolnav sau credința acelui adus de cineva, credința lor. Pentru că spune în cazul celor patru care l-au adus pe Domnul, spune că Domnul le-a văzut credința. El nu mai avea credință, slăbănogul acela care l-a lăsat prin acoperiș jos. Așa. Domnul Iisus, văzându-le credința lor, i-a zis, păcatele sunt iertate. Apoi scoală-te și umblă. Domnul Iisus Hristos întotdeauna face o vindecare, face și o izbăvire totală. Întâi iartă păcatul și vindecă boala. În cazul acesta i-a spus, păcatele sunt iertate. Și apoi i-a zis, scoală-te și ridică spatul. Altă dată zice, du-te în pace, credința ta te-a mântuit și de boală și de păcate. Dar în pridvoarele acestea, așa, în pridvoarele acestea, am fost anunțat că să nu mă grăbesc în dimineața aceasta.
În primarele acestea era o persoană deosebită și era singură. Așa cum mulți se găsesc bolnavi de mult timp, ăsta era de 38 de ani bolnav. Acum nu știu, vârsta lui era de 38 de ani, acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Eu înțeleg că avea o boală de 38 de ani în trupul lui. Poate că el a avut 50 de ani sau mai mult, sau nu știm câți ani a avut. Dar avea o boală de 38 de ani. Și interesant, cineva l-a fi dus acolo, căci era paralizat, era paralitic. Nu putea să umble. Așa, l-a dus cineva, l-a așezat acolo și rămâi sănătos că eu mă duc. Dacă vii acasă pe picioarele tale și reușești să intri în scăldătoare, când se tulbură apa, te vindeți și vii tu acasă. Dacă nu, poate venim noi peste o săptămână sau peste o lună și te luăm și te ducem înapoi. Și Domnul Iisus Hristos, uitați-vă, între toate cauzele acestea de boală care erau acolo, în cele cinci pridvoare, care erau o mulțime de bolnavi, se duce direct la omul acesta. Direct la omul acesta se duce? Se duce cu un scop sau pentru un motiv, mai bine zis. Se duce pentru un motiv. Și care era motivul pentru care s-a dus la el? De ce nu s-a oprit la altul, la un orb, la un șchiop, la un uscat? Eu înțeleg când este vorba de o persoană, de un uscat, ăla nu are numai oasele și pielea. Pe el. Complet. Dar Domnul Iisus nu s-a dus niciunul, ci s-a dus la acesta. De ce? Pentru ce motiv? Pentru că l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme. De câtă vreme ești bolnav și suferi? Nu ai avut pe nimeni să te ajute ca să te arunci în scăldătoare? Nu ai pe nimeni ca să aducă cauza și situația dumneitale înaintea Domnului? Ești bolnav de ani de zile sau de zeci de ani. Înapoi te rog versetul. Așa. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că e bolnav de multă vreme, îi pune o întrebare. Îi pune o întrebare la acest bolnav. Zice, vrei să te faci sănătos? Eu știu că ai a vrea și să spun din suflet. Aș vrea și dumneavoastră ați vrea fiecare din care sunteți conectați aici să auziți vocea aceasta a Domnului Iisus. Vrei să te faci sănătos? Poate că întrebările oamenilor nu-ți plac. A multora te deranjează. A altora te critică cuvintele lor. A altora îți produc desnădăjde. A altora spune, lasă-l să stai acolo, că bine stă de mulți ani. Și cum o stat atâția mai poate sta. Dar întrebarea Domnului Iisus Hristos era diferit de întrebarea, oricare întrebare ar fi pusă persoanei acesteia. Vrei să te faci sănătos? Și răspunsul vine în versetul următor și zice, uite ce răspunde bolnavul. El nu a spus că da. Zice, Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Deci el vedea singura cale și singura soluție pentru vindecarea lui apa. Și în apă să intre primul, nu a doilea. De aceea a spus, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Și până când se tulbură apa, și până când să mă duc, eu să cobor altul înaintea mea. Și ăla care s-a coborât înaintea mea să vindecă, și uite, eu am rămas aici. Nu știm de cât timp a fost acolo. Nu știm de cât timp se cobora îngerul din când în când. Dar e frecvent și scrie în Scriptură că se întâmpla lucrul acesta. Se întâmpla lucrul acesta. Și când a auzit Domnul Iisus Hristos cuvintele acestea,
căci până să mă duc eu și să mă, să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Și atunci, învățătorule, nu l-a cunoscut, cred că nu știu cu cine l-a asemănat. Nu știu cine o crezut că este. Și zice, și eu rămân. Eu rămân pe margine, poate la două palme, la 40 de centimetri de scăldătoare. Și când o coborât îngerul și-a tulburat-o, altul sare. Îi e uscat și-i slăbănuc, dar are un pic de putere, dar eu îl solog, eu nu pot. Și eu nu am pe nimeni, versetul următor. Am zis că n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Și în momentele acelea, Domnul Iisus Hristos rostește cuvântul de vindecare în dreptul lui. Și aș dori ca Domnul Iisus să rostească acest cuvânt în cazul fiecărui, în fața și în situația, în fața fiecarei situații care este adus aici înaintea Domnului. Scoală-te! Scoală-te! I-a zis Iisus. Ridică spatul și umblă. Deci poți să te vindeci fără a intra în apă? La porunca și la cuvântul Domnului Iisus Hristos poți să te scoli. Și nu numai să te scoli. Zice, și ridică spatul. Patul pe care ai zăcut-ul 38 de ani. Poate l-o fi schimbat odată, de două ori, de cinci ori, de zece ori, nu știu. În 38 de ani, patul care îl avea în momentele actuale, de câți ani îl avea. Dar i-a spus, ridică spatul și umble. Și ce se întâmplă? La cuvintele Iisus. Versetul următor. Îndată omul acela s-a făcut sănătos. Și a luat patul și a umblat. Și era de cuvântul Scripturilor că ziua aceea era o zi de sabat. Și mă opresc aici și nu mergem mai departe la acestea. Eu aș dori ca în ziua de astăzi Domnul să fie cel care să lucreze la fiecare cauză. Să rostească un cuvânt în dreptul celor bolnavi de oase. În dreptul celor bolnavi de organele interne, care intră inimă, plămânie, ficat, pancreas și alte lucruri. Dumnezeu să se îndure de cei care nu pot respira, cei bolnavi de COVID-ul acesta, care au lovit pământul acesta. Și încă mai persistă, încă mai este. Dumnezeu să fie cel care să tămăduiască. Dumnezeu să fie cel care să se îndure de fiecare situație care ați adus-o dumneavoastră în această dimineață înaintea Lui, dar aș vrea din suflet, ca Domnul să se atingă de cei nemântuiți. Chiar dacă mai rămâne pe pat, bolnav, dar sufletul să-i fie vindecat. Sufletul să fie mântuit. Și ce-ar folosi unui om, spunea Domnul Iisus Hristos, același Iisus care a spus slăbănogului, scoală-te, fă spatul, zice, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Frații mei, aș dori că accentul și prioritatea numărul unu în vindecare, în cauze, să fie aceasta. Vindecarea stării spirituale, a mântuirii. Așa cum spunea și fratele Amato, Ghetanu, mai bine un om bolnav și mântuit decât unul sănătos și în iad. Știți să faceți deosebire între lucruri. Omule bun, vreau să fac să te înțelegi. Aici, în partea dreaptă, este mântuirea și iertarea păcatelor. Aici, în partea stângă, este vindecarea trupului. Și dacă ar zice Dumnezeu, alegeți. Te întreb, ce ai alege? Știi ce să alegi? Doamne, îndură-te. Sfatul meu este să alegi din partea dreaptă.
Mântuirea și vindecarea, mântuirea sufletului și vindecarea a sufletului, ca să vezi și să slujești pe el. Și spun de ce. Îți dau și argumentul de ce. Pentru că viața aceasta e scurtă și trece. Chiar dacă rămâi bolnav încă câțiva ani, nu-i problema, dar să fii mântuit. Știu că îl vor interpreta cuvintele acestea mulți în multe feluri. Dar ăsta e adevărul spus de Dumnezeu și de Scriptură. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați vindecarea sufletului dumneavoastră. Și apoi prin credință. Căci Dumnezeu în multe situații, în urma rezolvării problemei sufletești, a iertării păcatelor, vindecă și trupul. Și dă o vindecare deplină. Dacă o face, îl slăvim din toată inima și îl glorificăm. Dacă nu o facem, trebuie să fim capabili și să-i spunem, Doamne, îți mulțumim și pentru aceasta. Și Dumnezeu să fie Cel care să lucreze în această dimineață la fiecare cauză care s-a adus înaintea Lui. Haideți să deschidem microfoanele și ne plecăm înaintea Domnului la rugăciune, aducând aceste cauze înaintea Domnului. Amen.